profesia pe care am doctorare. Dar să spun că, în general, mobile-ul, privind din de vedere al marketingului afiliat, pentru că, după cum știți, toate că nu e chiar atât de bine dezvoltat subiectul ăsta în România, în general, un afiliat folosește tot felul de... Vorbesc mai tare? În general, un afiliat trebuie să folosească metode pentru a genera vânzări, mă rog, lead-uri pe pagina afiliatului. Fie că optează pentru campanii de Google AdWords, fie că are altfel de strategii. Ce am observat în ultimul timp este că nu știu câți dintre cei de aici fac, sunt afiliați, probabil că nu știu să vreau să se întreb, dar partea de mobile poate să aducă vânzări, deci comisioane foarte bune, mai ales pentru tipurile de advertiser din sistemele de rețelele de afiliere care au reclame de gen, care au publicitate de genul pentru site-urile de colectiv de reducere colective. Deci eu chiar sfătuiesc să se folosească campanii de genul ăsta și este un bridge foarte bun pentru retailer din offline. Pentru că, după cum știm, ca afiliați căutăm tot timpul acei advertiser noi sau nișele pe care să putem să le promovăm foarte, foarte bine. Și chestia asta trebuie să fie de viitor pentru lucrurile și de aici. Da, mulțumesc pentru completare. Cam asta ar fi, nu? Mergem mai departe.